17 tone de tutun pentru un narghilea cu termenul expirat și peste 1,5 milioane de țigări de contrabandă au fost găsite într-un depozit din capitală. Procurorii și angajații serviciului Vamal au descins pe 19 adrese și au deconspirat activitatea clandestină a unei grupări criminale. 6 persoane au fost reținute și sunt cercetate penal pentru contrabandă cu produse de tutun din Moldova în România. Procurorii de la cauze speciale și angajații serviciului Vamal au descins cu percheziții în urma unei informații operative despre activitatea clandestină a grupării criminale. Cele 19 percheziții au fost desfășurate timp de 3 zile în mai multe localități din Chișinău. Prima captură de 300 kg de narghilea a fost depistată sâmbătă, 20 mai, camuflată în sistemul de ventilare al unui autocar de pe ruta internațională de pasageri Chișinău-București. A urmat o captură de 500 de kg de narghilea, apoi alte 9.800 kg de tutun pentru narghilea cu termen expirat, precum și circa 1,5 milioane țigări de diferite mărci. În urma investigațiilor au fost identificați 3 agenți economici, implicit 6 persoane cu vârsta cuprinsă între 19 și 48 de ani. Oamenii legii au stabilit că aceștia cumpărau ilegal mărfurile de la mai multe companii din Republica Moldova, care erau depozitate într-un garaj din capitală, precum și la domiciliul uneia dintre figuranți. La solicitarea procurorilor, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a plasat în arest 2 dintre figuranți, ceilalți fiind plasați în arest la domiciliu.